Decizia în cazul ridicării imunității lui Călim popescu a fost amânată. Senatul a stabilit că va supune la vot solicitarea DNA abia în sesiunea de primăvară, adică după februarie 2019. Potrivit legii, senatorii nu au nicio restricție de termen în acest sens. DNA a transmis în 7 noiembrie senatului cererea de avizare a începerii urmăririi penale în cazul președintelui senatului. Călim popescu este acuzat că a primit în perioada în care era premier foloase materiale de aproape 800.000 de, de dolari de la o firmă austriacă pentru a interveni pentru încheierea unor acte adiționale la un contract derulat de companie. Suma primită de Tăricianu ar reprezenta un comision de 10% din valoarea acestor acte adiționale. Tăricianu a negat însă vehement acuzațiile și susține că este un demers politic, în dosar fiind vorba de multă maculatură. Dosarul lui Călim Popescu Tăricianu are peste 70 de volume și cuprinde peste 17.000 de pagini.